Și în puțin timp, vă așteptăm la Căminul Cultural de aici, din Șugar, pentru că urmează un spectacol folcloric, o surpriză pregătită în această zi specială de Paște, așadar la Căminul Cultural, de la ora 13, vă așteptăm acolo. Petru cu Mirela, Nicolae cu Mihaela, Nicolae cu Adelina, Petru cu Costina, Emil, Nicolae cu Ileana, Marius cu Ioana, Victor cu Ileana, Cristian cu Madalina, Dumitru cu Tatiana, Nicolae cu Elena. Se veselească. Ginariu, Cristian și Mădălina, iată că i-am găsit. Felicitări! Felicitări pentru Duvlea, Emil Nicolae și Ileana Paula. O altă pereche de tineri, stați la vase. Cum se pare această manifestare? De unde știți de ea? De la părinți? De la părinți, de la bunici. Au participat și ei? Părinții da. Astăzi un moment extraordinar, o dublă sărbătoare astăzi la dumneavoastră în comunitate. Hristos a înviat, bine ați venit, da, într-adevăr este o sărbătoare unicată în România, acea de statul la vase în lunea Paștilor. Bună ziua, și Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Sunteți pentru prima dată aici în calitate de miri, veți duce obiceiul mai departe? Da, suntem pentru prima dată și ne bucurăm că am putut să stăm. Și Hristos a înviat. Soacra mare a lui Crăciun Simona, care an trecut au stat și ei la vase și acum 29 de ani și noi am stat. Și după 2-3 ani s-a pierdut obiceiul și a reînviat iar acum de nu știu câți ani. Mai aveți vasele de acum 29 mai am, de mai am, ani? Mai am și acum, da. Mai am. Și care le-am purtat? Nu le dau. Nu, ale le țin și cumpăr alte. Duceți tradiția mai departe. Da, de la cine am fost la nuntă și eu acum am văzut și cumpăr și dau. Sau pot să dau la toată lumea. Cum pot. Nu dau ce am primit. Soacră mare și mică. Ați stat și dumneavoastră? Am stat și eu în 79, am stat la vasă, cred că de atunci prea puțin, eu mai stat 2-3 ani și s-a terminat obiceiul. Și eu s-a reînființat în 2000... Tot altceva, suntem mutați în Sibiu de 2 ani, eu sunt de aici și ducem tradiția mai departe. Doar cu rădăcini aici și... Eu aici am crescut până la 28 de ani, doar acum 2 ani m-am mutat în Sibiu. Nu, aici am făcut lucrurile înainte, da? Exact. Vă veți boteza copiii aici la Șugar? Mai mult ca sigur, aici. Nu știu, dacă e fetiță, să nu, Dumitru, nu merge. Mergem mai departe și felicităm pe Avram, Victor și Ileana. Achimescu, Petru și Costina. De la Păhăruț. Stimați tineri, ce înviat! Ce faceți? Cum vă simțiți? Foarte bine! Da? Avem parte de o vreme foarte aveți frumoasă. Aveți o masă tradițională, bogată. Cum ați pregătit-o? Ați lucrat mult, doamna? Da, am lucrat. Și ce sperați după această zi?
să fim împliniți, bucuroși. Avem parte de bucurii. Cât mai mulți ani vă dorim și noi împreună. Și o căsnicie fericită. Ne mulțumim. Da, avem. Sperăm să și produc astfel de costume. Exact. Și voi purtați niște costume extraordinare. Și foarte soțul vechi. Foarte vechi. Am avut la plajă din Arbu. Și nu vreți să pleci. Nu merg mai mult, să vedem de lucrare. De fapt, sunt baterie. 50 de ani. 50 de ani. Văd că soțul are o batistă sau ce are acolo la piept. E specifică oamenilor, bărbaților căsătoriți. Pentru că nu văd la nimeni altcineva. Tradiția s-a păstrat până prin anii 90, așa cu batistă. Din anii 90 încoace nu o să mai păstrează. Exact. Pe finuțe, cum le cheamă? Georgiana și Maria. Georgiana și pe ea o cheamă Maria. Sunteți la școală? Eu sunt la școală și ai la grupa mijlocie. Da. Vă place aici? La... Da, hainele astea le-am cumpărat la sebe și ne-a dus tata noastră. Și sunteți fericite că purtați și voi costume tradiționale, da? A venit și iepurașul și ne-a dus cadou. Și spate înăuntru și acolo.